еще 40-50 лет назад. Acum 40 de ani în urmă, oamenii de știință au făcut investigații la această temă și au ajuns la concluzia că copiii nu au depresie, ci doar maturii. Dar, de fapt, nu este așa. De la 6 luni poți înțelege că bebelușul trece prin stări de depresie. Psihologul Elena Osaceea spune că semnele depresiei în rândul copiilor pot fi variate, însă există câteva elemente comune care nu ar trebui ignorate de părinți. Depresia se manifestă în trei nivele. Prima ar fi depresia retard-motorie, mentală și scăderea vitalității. Cum se manifestă la copiii mici? Apar durerile de burtă, plânsul este retras, regresia în comportament, adică copilul avea careva obiceiuri, iar peste ceva timp revine la ele. Specialiștii susțin că pandemia de coronavirus prin care trecem acum, la fel, poate avea efecte negative asupra copiilor. Părinți depresivi, copii depresivi. Unele stări se pot agrava din cauza perioadei de pandemie, că stăm acasă, că avem unele restricții. Aici este important să-ți încurajezi copilul să nu negi că acest lucru se întâmplă, să vorbești cu el, să te strădui să-i fii alături. Organizația Mondială a Sănătății estimează că aproximativ 264 de milioane de persoane de toate vârstele sunt afectate de depresie, iar copiii și adolescenții sunt în zona de risc.